Ma fost jocul de această seară? Da, a fost un joc reușit, mai mult în repriza a doua. Prima repriză n-a fost așa reușit, pentru că oricum am jucat un pic așa nervoși și un joc crispat un pic, no? Dar am avut și acolo două ocazii, mi se pare, bune prin faze fixe. Și asta ne mulțumește. Și al doilea repriză, repet, a fost un match bun, pentru că am avut multe ocazie. Am întâlnit o echipă care a ieșit la joc, pentru că Marius, ca antrenor, vrea să joace și atunci asta a fost și bine pentru noi, pentru toată lumea. A fost un match frumos, eu zic, oricum. Cât de important a fost acest joc, ținând cont de ce s-a întâmplat ieri cu amânarea meciului? Bă, a fost un joc foarte, foarte bun. Aveam teama de această meci, pentru că, în primul rând, nu am castigat niciodată, no, echipa la Craiova, aici, la Botoșani. Și, al doilea rând, pentru că era presiune, faptul că s-a vorbit mult, no? În ultimele ore s-au făcut comentarii și nu ne-au plăcut, ma un pic deranjate, dar din păcate trebuie în continuare, noi suntem la mana noastră și trebuie să ajungem cel puțin ultimul meci cu Clujul, că, cu titlul la masă. Sunteți la primul succes fără gol primit. Da, mulțumesc, jucătorii au jucat bine, faza defensivă a migliorat intră bine, adică sunt 6 meciuri și mi se pare că echipa încet am greu castigat încredere în ceea ce facem și asta e foarte important. Acum avem și un morale foarte bun, pentru că al 6-a vittoria la rând e foarte, foarte important, repet, în acest moment când s-au vorbit, repet, în televiziune o grămadă de commentari despre acest match amanat cu Covid și atunci noi am stato liniștit și în prima ripresa non s-a făcut bine, dar al doilea ripresa am jucat foarte bine. Din păcate vom evolua fără capitanul Bancu la Giurgiu. Da, știam că Nicușor a luat cartona și galben. E o perdita da cine acolo, che è capitano, è normale, è un giocatore importante in questa equipa. Dare buon vedere ci va a giocare quello, dare a ben soluzione forte e buone, non ha nessun fel di problema. Cica da che ripete, Nicușor è un giocatore forte e buono, dare a ben soluzione forte e importante. Am beneficiat de două penalti în această seară. Credeți totuși că vor exista discuții și acum, deși aportul șuturilor a fost de 13 la 3 în favoarea noastră? Ce se poate spune? Eu nu știu, pentru că acum șuturi am șutat în porta 13 de ori și atunci nu știu, mi se pare că penalti erau foarte clare. Ce si può fare da castigare ci può dopo in altri entrambi in careo da maratat molto, ecco, singolo problema è che trebuie să arătăm, trebuie să fim mai concreți în față, pentru că al doilea repriză am ratat mult. Poate juca un rol această victorie din punct de vedere moral pentru cei de la CFR Cluj? Da, è normale che acum vom vedea dacă seamănă sau nu finale cupei, dar cred eu că probabil nu, dar vom vedea. E normal che Cluj oricum trebuie să joace, să castige la București cu FCSB când va juca și după vom vedea ultimul meci. Dar eu am zis că asta nu era un meci decisiv, orice rezultatul s-a întâmplat, adică să pierde sau faci o remiză sau castige, nu e decisiv, sincer, nu e decisiv. Decisiv va fi ultimul meci la Craiova cu CFR, sigur. V-a fost teamă la un moment dat că ocazia s-ar putea răzbuna? Okay. Ocaziile s-ar putea răzbuna pe care am avut? Știți că când se ratează în fața porții, după iai un gol măcar. Și am avut, sincer, frica, dar mi mulțumesc faptul că oricum ajungem în fața, creăm ocazie. Nu am creat multe ocazie, sincer, e adevărat, în meciul cu FCSB, dar în acest moment e foarte important că echipa știe cum trebuie să joace și măcar dacă e un pic mai pragmatică decât o lună, două luni în urmă, e bine, pentru că oricum lipsa ceva la această echipă pentru a ajunge să castige un titlu. Oricum n-am încă castigat nimic. Încercam să fim umili, cu piciorul pe pământ și zic eu că putem face treaba bună.